Disciplina Educației în Societate, clasa a 10-a. Bună ziua, stimați elevi! Mă numesc Pavel Cerbușcă, sunt profesor de istorie și educație în societate, Liceul Teoretic Republican Aristotel. Astăzi noi vom avea de analizat lecția numărul 21, tot în cadrul modulului 4, care se numește învățarea bazată pe proiect, și vom vorbi despre identificarea subiectelor și stilurilor sau formatelor de dezbatere. Motoul lecției de astăzi este: nu există ceva mai urât decât a afirma înainte de a cunoaște. Cum ai comenta spusele marelui Cicero? De ce ar trebui să fim foarte bine pregătiți înainte de a prezenta o opinie sau de a prezenta un argument despre o persoană sau despre un anumit subiect care va fi discutat? Astăzi, parcursul lecției, vom analiza câteva obiective operaționale. Vom descrie modalități de organizare a dezbaterilor și identificare a subiectelor sau moțiunilor. Vom analiza diverse studii sau formate de organizare a dezbaterilor. Vom aprecia importanța pregătirii sistematice pentru reușita acestor dezbateri. Ce condiții de selectare a subiectelor pentru dezbatere putem să analizăm? În primul rând, prima este că moțiunea sau subiectul pentru dezbatere ar trebui să poarte un caracter de discuție în contradictoriu. Este necesar ca ambele părți implicate în dezbatere să dispună de posibilități egale de a-și dezvolta efectiv argumentele sale. În discutarea moțiunii, este important să se identifice factorii interni și externi care au apărut sau care vor exista pe parcursul analizei problemei. În dezbaterea moțiunii sau subiectului, este necesar să se propună soluții concrete de rezolvare sau prevenire a problemelor identificate. Întrebarea cheie a lecției de astăzi este: cum ar trebui să fie formulată o moțiune pentru ca să aibă un caracter controversat? Să formulăm răspuns la câteva întrebări mai mici. Ce probleme specifice sunt cel mai des discutate în comunitate? De ce oamenii discută asupra unor subiecte sau probleme? Cine este afectat de probleme identificate și în ce măsură? Și prin ce strategii putem să selectăm subiectele pentru dezbatere? Și acum vă propun o informație utilă pentru voi despre identificarea subiectelor și moțiunilor pentru dezbatere. Printr-un asal de idei, subiectele, moțiunile pentru dezbatere pot fi formulate în funcție de problemele identificate și în baza unor evenimente actuale care au avut loc în comunitate, în țară sau în lume. Persoanele care propun un subiect controversat pentru dezbatere ar trebui să demonstreze importanța problemei și să existe motive suficiente pentru soluționarea ei. Este de așteptat ca persoanele implicate în dezbatere să fie deschise pentru o analiză constructivă și critică a proceselor și evenimentelor care se desfășoară în jurul lor. Aici o să vă propun mai multe imagini care le vedeți în acest material. Ele sunt realizate în baza evenimentelor care au avut loc deja în alți ani de dezbatere în diferite instituții din Republica Moldova. Semnificația unei probleme pentru dezbatere este analizată în raport cu mai mulți factori. Cantitatea, îmbunătățirea sistemului existent, adică status quo-ului, de exemplu, guvernul ar trebui să distribuie egal sau echitabil resursele financiare bugetare. Și 3. Perspectiva de prevenire. Sunt analizate problemele care pot apărea în viitor. De exemplu, o echipă va susține adoptarea unei moțiuni care s-ar putea să nu fie identificată o problemă la moment, dar pentru viitor pot fi găsite soluții pentru această problemă. Cum se formulează moțiunile? Moțiunile sunt alcătuite sub formă unor afirmații în funcție de tipurile de discursuri pe care dorim să le prezentăm. Sunt mai multe tipuri. De exemplu, discursuri improvizate sau impromptu, pregătirea și prezentarea unui discurs într-un timp scurt. De exemplu, dreptatea este cea din tâi virtute a unei societăți. Extemporale, discuția are loc în baza unor exemple concrete din viață. De exemplu, examenele de bac ar trebui să fie anulate. Concursuri oratorice sau prezentarea este pregătită din timp de a oferi anumite soluții concrete. De exemplu, părinții ar trebui să se implice mai activ în activitatea școlii. Și comentarii tematice, prezentarea unor analize constructive originale asupra unor evenimente curente. De exemplu, Organizația Națiunilor Unite ar trebui să-și extindă politica de protecție a monumentelor istorice. Ca și sarcină, vă propunem să analizați o anumită modalitate de selectare a subiectelor pentru dezbatere, să determinați criteriile care vor putea fi prezentate pentru argumentare. Care este locul întrebărilor și a intervențiilor în timpul dezbaterii? Adresarea întrebărilor și a intervențiilor în timpul dezbaterilor au menirea de a clarifica anumite chestiuni ce țin de formularea argumentelor, definiții, scop, de dovezile echipei adverse, de scoaterea în evidență unor lacune din partea echipei adverse cu referire la o anumită regulă de logică, consecvența cazului și altele, obținerea unor concesii legale de abordare generală a moțiunii, definirea unor termeni, semnificația unor dovezi, precum și altele, evidențierea contradicțiilor echipei adverse, fie în cadrul cazului
discutat sau a nivelului dezbaterii între diferiți vorbitori, introducerea unor idei care pot sprijini cazul propriu atunci când aceștia pot formula anumite întrebări și evidențierea unor erori de logică în construcția argumentelor echipei adverse. Despre stiluri și formatele de dezbatere. Printre cele mai solicitate formate de dezbatere sunt dezbaterea academică Karl Popper, formatul Old School Stil, parlamentare britanice, policy, Lincoln Douglas. Acum să analizăm pe rând aceste formate. Prima, dezbaterea academică Karl Popper. Karl Popper a fost un adept al societății deschise și democratice. După concepția lui, se formează două echipe, acte trei vorbitori, echipa afirmatoare susține o moțiune, iar cea negatoare o contrazice. Ambele echipe trebuie să prezinte cazurile sale în baza argumentelor susținute de dovezi. Vorbitorii adresează întrebări și formulează răspunsuri scurte dacă este cazul. Sunt prezentate arele de conflict și părțile forte ale cazului. Despre aceasta putem să găsim pe Wikipedia mai mult despre acest format de dezbatere. Al doilea format de dezbatere este Old School Stil. Formatul de dezbatere prevede trei vorbitori, a câte două echipe, într-o dezbatere. De regulă este echipa guvernului și echipa opoziției. Discursul este prezentat alternativ între membrii celor două echipe. După ce fiecare vorbitor și-a prezentat discursul, ceilalți vorbitori ai fiecare tabere prezintă un discurs sumativ. Se finalizează această dezbatere cu discursul opoziției care o face primul și apoi a guvernului care o face a doilea. Timpul pentru discursurile obișnuite este de 8 minute pentru fiecare, iar pentru discursurile sumative 4 minute. În timpul discursurilor obișnuite, membrii echipei adverse pot cere intervenții dacă doresc. Și de asemenea, întrebări de, sau mai multe informații puteți găsi pe Wikipedia despre acest format de dezbatere. Alt format de dezbatere este formatul parlamentar britanic sau British parlamentar. În acest format de dezbatere participă două echipe, acte patru membri. O echipă prezintă poziția guvernului, iar cealaltă echipă prezintă opoziția. Componența unei dezbateri parlamentare britanice poate fi descrisă ca primul guvern, prima opoziție, al doilea guvern și al doilea opoziție. Formatul dezbatere policy. Acest tip de dezbatere necesită cel puțin două elemente, prezentarea unui plan și prezentarea unui schimbări care se dorește în viitorul apropiat. Participanții la acest tip de dezbatere propun un mod specific de rezolvare a unei probleme de tip pragmatic, adică membrii echipelor trebuie să prezinte un mod concret și original de soluționare a anumitei probleme. Echipa negatoare poate să nu aibă propriul caz, dar să atace pas cu pas fiecare element exprimat de echipa afirmatoare și să propună un contraplan dacă e cazul. De asemenea, un format de dezbatere foarte interesant pentru tineri este Lincoln Douglas. Aceste dezbatere se desfășoară după modelul celor prezidențiale pe care deseori voi le-ați văzut la televizor. De obicei participă două persoane, dezbat de pe poziții opuse un subiect din punct de vedere al valorii, unor concepte, iar accentul cade în special pe retorică. În cadrul dezbaterilor, de regulă, participă două părți, arbitrii acreditați, o persoană care măsoară timpul și publicul care în unele cazuri poate avea și dreptul de vot. Persoanele concurente între ele au în vedere că trebuie să convingă arbitrii, precum și publicul, respectând un cod etic. De asemenea, aveți sursa unde puteți să studiați mai multe informații despre acest format și ca și sarcină vă propun să creați grupuri și să decideți ce format de dezbatere alegeți pentru următoarele activități. Pentru portofoliu, câteva sfaturi eficiente pentru realizarea unui discurs reușit. În primul rând, trebuie să vă controlați emoțiile, nu vorbiți repede, nu gesticulați foarte des, țineți contactul cu publicul. Mențineți tonul vocii, nu strigați, dar nici nu vorbiți prea tare. Formulați mesajul foarte clar și concis, fiți deschiși la întrebări, fiți activi, evitați monotonia și aveți grijă de vestimentația voastră. Nu vă plimbați excesiv în timpul dezbaterii. Interacționați eficient comunicarea verbală cu cea non-verbală. Acum am ajuns la etapa de concluzie la această lecție. În întreaga lume, elevii practică în școli diverse formate de dezbatere. Nu există formate bune și formate rele. Fiecare din voi va decide care format va alege pentru dezbatere. Alegerea unui anumit format este la discreția participanților dezbatere. Subiectele, moțiunile propuse pentru dezbatere pot fi extrem de variate. Important este să fie actuale, să aibă un caracter controversat și să aibă posibilități egale pentru toți în susținerea argumentelor. Acum câteva sarcini pentru dezvoltarea competențelor noastre. Cum convingem interlocuitorul? Să analizăm câteva situații din viață unde pot apărea elemente de dezbatere. Părinții trebuie să vedea
permisiunea pentru a pleca într-o excursie sau într-o călătorie în munți, de exemplu pe 5 zile, cu membrii unui club sportiv și voi trebuie să-i convingeți. Sau doriți să vindeți un calculator cu un preț rezonabil pentru a procura altul mai performant, iarăși trebuie să ne consultăm părinții. Îndemnați colegii de clasă să se implice în proiectul unei organizații neguvernamentale din comunitate și unde trebuie să colaborați mai mult timp cu ei. Un alt exemplu ar fi că în Consiliul Elevilor a apărut un loc vacant și voi trebuie să vă înaintați candidatura. Cum veți convinge? Sau alte situații, când aveți o convingere că numărul de discipline școlare obligatorii în școală sunt foarte multe și vă doriți să reduceți numărul lor și să aveți posibilitatea să dezvoltați curicula la decizia instituției sau curicula personală. Ca și sarcină, vă propun să meditați câteva clipe asupra unei din aceste opțiuni, formulați 1-2 argumente, apoi discutați cu persoana apropiată și aflați părerea ei. Prognozați și arele de conflict care pot apărea între voi și cum puteți să le susțineți în continuare. Pentru portofoliu, v-am recomandat mai înainte să utilizați sursele Google.com. El este și un prieten pentru voi. Aici o să consultați materialele despre diferite formate de dezbatere și o să puteți să găsiți informații despre cum se organizează aceste dezbateri. Și acum la etapa reflexiei. Am meditat împreună despre modalitățile de organizare a dezbaterilor, despre diversele forme de organizare a dezbaterilor, despre importanța dezbaterilor în dezvoltarea societății democratice. Mulțumesc pentru atenție, vă aștept la nouă întâlnire, pe curând!